Salutare tuturor și bine v-am găsit la un video ceva mai diferit pe acest canal. Cu voi Liviu Mania și astăzi o să facem un unboxing la această cutie care conține înăuntru ei aceste produse. Bineînțeles, cutia e goală pentru că produsele le avem undeva în stânga mea. Vedeți și voi aici, avem tot ce se află în cutie, le avem. Pentru că le-am scos, pentru că să nu mai stau până deschid cutia, până scot fiecare produs în parte, vă plictiseți și nu mai are rost. Bun, ce se află în cutie? Simplu, o tastatură de gaming, nu e mecanică, dar pe mine să știți că nu mă interesează că nu e mecanică, pentru că pe mine mă interesează să funcționeze, știți. O tastatură cu lumini, o pereche de căști de gaming cu microfon, un mouse de gaming și un mousepad. Și tastatura, am înțeles și am văzut că butoanele se pot scoate ca să le ștergi în momentul când se prăfuiesc. Sunt de la Scorpion și avem aici o bandă albă pentru... Aici a fost ambalaj, știți? Și banda asta n-am mai putut eu să o scot și a rămas așa. Bun, o dăm cutia deoparte pentru că nu ne interesează. Dacă mă întrebați cu ce filmez, filmez cu telefonul. Pentru că nu mi-am cumpărat cameră, pentru că nu văd rostul să-mi cumpăr o cameră dacă eu nu fac vlog. Și astăzi o să și testăm, asta e cutia de la tastatură, o dăm și pe asta deoparte. Și astăzi o să testăm aceste produse pe laptopul meu de gaming. Glumesc că nu e laptop de gaming, e un laptop Acer, care la vremea lui, prin 2014, cam așa l-am luat eu, a fost destul de bun. Dar știți și voi, tehnologia a avansat și eu acum îl folosesc pe post de a posta videoclipurile pe YouTube. Pentru că acum vreo 2 luni de zile eu am editat toate videoclipurile, le-am editat pe el. Și editam foarte, foarte greu pentru că procesorul fiind slab, mergea foarte greu. Și până am descoperit recent noul program de a edita. Știți că editez de pe PlayStation 4. Bun, o să dăm laptopul deoparte și o să revenim mai târziu la el. Și bun, începem cu primul produs. Avem tastatura, fraților. Am scos-o din ambalaj pentru că nu mai stau să mai... Vedeți și voi tot procesul pentru a scoate din ambalaj și multe și na. Și nu contează. Vedeți și voi, asta e tastatura. Nu e mecanică, dar pe mine nu mă interesează că nu e mecanică, pe mine mă interesează să fie comodă și este foarte comodă la degete. Vedeți și voi, avem aici logo-ul de la Scorpion, logo-ul de la Marvo, aici cablul USB, un cablu normal USB și tastele astea se pot scoate. Stați să vedem dacă putem să le scoatem. Vedeți și voi, am scos o tastă, nu mai am tastă la tastatură. Vedeți și voi, am scos tasta, o băgăm înapoi, asta să vedem dacă putem să o punem acum. Sincer, să vedem, se pune așa, hai să vedem, o punem înapoi, așa, bun, funcționează, bun, asta e tastatura, o tastatură normală, e suficientă, mie asta îmi place, asta mi-a plăcut și pe mine mă ajută, bun, dăm tastatura deoparte, o punem și noi mai aici, și avem acum mouse-ul, fraților, mouse-ul de gaming, pentru că stați să punem cutia asta mai sus, așa, ca să vedeți și voi. Avem acest mouse de gaming, care mie, personal, îmi place foarte, foarte mult. Vedeți și voi, mouse, tot la Marvo, logo-ul Scorpion, o să focalizeze telefonul, așa, logo-ul Scorpion, avem aici frumos asta. Avem aici, banda asta e luminoasă, o să vă arăt, e diferite culori, probabil că butonul ăsta schimbă culorile, avem o rotiță normală și e foarte comodă mâini. Și ce mi-a plăcut mie foarte mult la acest mouse, cablu, fraților, cablu făcut din șnur. Și avem aici o chestie, probabil să susțină cablu, habar n-am, și avem cablu USB normal. Și încă ceva la acest mouse, avem 2 butoane pe lateral. Acesta este mouse-ul, un mouse ok, foarte, foarte frumos. Și mai avem în continuare acest mousepad, fraților, cu logo-ul de la Scorpion. E un mousepad simplu. Vedeți și voi aici, Marvo, Scorpion. E destul de ok. Și e mic, comod, frumos. Bun. Și în continuare avem aceste căști, fraților. Pentru care, pe mine, sincer, cred că o să mă avantajeze până o să-mi iau microfon, pentru că o să le testez chiar astăzi. O să filmez un episod nou.
Nu știu dacă o să apare azi pe canal sau o să filmez astăzi și o apare mâine, nu știu, mă mai gândesc. Și vreau să testez să văd cum se aude microfonul. Și pe cutie, dacă nu știu dacă focalizează telefonul, haideți să vă arăt, scrie iluminare cu 7 culori. Acum nu știu, că nu am văzut. Probabil că din setele calculatorului o poți face să aibă culori, să se aprindă luminile, habar n-am, pentru că eu nu am văzut lucrul ăsta, dar probabil că o să mă uit și o să vedem. Poate unii dintre voi, că am uitat să vă spun, mă întrebați, băi Mania, de ce ți-ai luat tu tastatură, mouse, ăsta, mousepad și căști dacă tu n-ai calculator? Simplu, am făcut comandă undeva acum vreo săptămână, m-am uitat pe site de unde cumpăr eu mereu, mi-a făcut și o reducere acolo mică, dar să știți că pe mine m-a ajutat, pentru că eu sunt foarte zgârcit în unele cumpărături, mă refer, dacă îmi văd ceva frumos și ce îmi place, nu mai ține cont de bani și îmi cumpăr. Bun, și unde a rămas? A, da. Și calculatorul o să urmeze să vină maxim, să zic, o săptămână. Știți că tot v-am mai zis că o să vină calculatorul, o să vină calculatorul, o să vină calculatorul, dar nu mă grăbesc, fraților. Adică, ba da, acum mă grăbesc că vreau să încep și eu mai în forță, știți, să fac și alte videouri și alte jocuri. Dar eu sunt foarte, vreau să-mi iau un calculator bun de gaming. Pe partea, adică să pot să fac live stream și să pot să filmez în 720p sau chiar în 1080p. Și cred că o să-mi iau ceva unde să pot să filmez în 1080p. Și am văzut ceva, nu mi-a convenit, ba, am mai pus la bani, știți că na, fiecare are un buget. Am avut și un buget la început și acum văd că am mai crescut bugetul și sincer, acum sunt așa în gânduri că, bă, nu știu ce să-mi iau, că am un buget și, oricum, nu știu, maxim să zic, ce mi-am mulțit și mâna, maxim așa să zic, maxim o săptămână jumate, două, până mi-ajunge acasă, o să vină acel PC de gaming. Bun, hai să facem și căștile și după aia o să punem pauză la videoclip. Bine, voi o să vedeți asta așa cum ar fi, pac, și gata. Bine, o să mai dureze până montez eu. Și o să testăm aceste produse. Bine, să vă arăt și vouă, că eu le-am testat deja. Bun. Desfacem frumos. Aici căștile se află decât în țiplă, pentru că eu am dat cutia deoparte, că nu ne interesează. Bun, eu avut un carton, știți și voi că vine cu un carton. Cartonul l-am rupt și l-am aruncat. Și n-avea rost să mai țină. Să mai țin cartonul la chiar. Bun, avem căștile astea, se aud fenomenal. Probabil că, cred că aici pe undeva se aprinde cele 7 culori, dar sincer nu știu unde. Buretele ăsta e foarte comod la urechi. Bun, ce avem aici? Avem microfonul. Sper doar că acest microfon să fie de bună calitate față de cel la care l-am eu. Adică eu n-am microfon, am tot căști. O să vă arăt și căștile care, așa bonus pentru voi o fac, fraților, să vă arăt și căștile care filmez eu cu ele. Bun, avem logo-ul de la Marvo, aici nu știu ce scrie în engleză, nu mă interesează, microfonul cum v-a spus și ce îmi place mie foarte, foarte mult la aceste căști, care are 3 cabluri, fraților, stați un pic să facem aici, are 3 cabluri, vedeți, cablu USB și 2 cabluri jack, cred că se cheamă cablurile astea, nu știu, aceste cabluri care le poți folosi și la telefonul mobil. Eu le-am băgat la telefon ieri și vreau să spun că e mai avea un pic să-mi spargă timpan. În rest, sunt aceste, astea sunt căștile cu verde ăsta frumos, arată destul de ok. Bun, și haideți că o să pun eu pauză la videoclip și o să revin în momentul în care o să deschid laptopul și o să le bag pe toate în laptop și o să vă arăt cum luminează și cum funcționează normal. Bun, fraților, și haideți că am revenit, a durat ceva timp, bine. Voi nu o să vedeți chestia asta, a durat ceva timp până am reușit să le montez și până am dat și drumul la laptop. Și vedeți și voi, stați două secunde. Am stins lumina, sper să se vadă acum destul de bine, vedeți și voi că e luminată tastatura. Acum nu știu dacă se vede foarte bine, stai să focalizăm noi mai de sus de aici, să iau eu așa să focalizez. Nu știu dacă se vede pentru că e lumina afară, dar așa în perspectivă cred că vedeți și voi, fraților. Acum nu știu dacă se schimbă culorile, habar n-am, pentru că nu știu, probabil din setări sau poate niște combinații de butoane pe tastatură, dar nu știu. Și stați o secundă să mut eu mâna. Avem aici mouse-ul, vedeți și voi, funcționează normal.
Avem acum culoarea roșie aici, cum v-am spus, apăsăm pe buton, vedeți și voi că luminează în diferite culori, acum avem albastru, acum avem un roz, acum e un roșu, dar nu se vede, pentru că e lumină, totuși afară, o să trag eu, încerc să trag eu perdele la mine, dar nu, din păcate nu se vede. Stați un pic, dacă ați opri oblițul, dar nu știu, în fine. Aici avem mousepad-ul, nu foarte confortabil, s-a așezat bine pe birou, bine, l-am pus așa repede, știți, aici e laptopul meu, bun, hai să vă dau drumul să auziți și voi cum se aud căștile, pentru că pe mine, sincer, mi-au plăcut căștile și hai să vedem, vedeți și voi, fraților, cred că auziți, fraților, cât de tare se aud. Am pus aici pe YouTube niște muzică, vedeți și voi aici. Bun, și cam atât, ăsta e laptopul, nu luați în seamă. Asta e tastatura, mouse-ul cu lumini frumos, mousepad-ul și căștile. Cam asta o să fie, cam ăsta e unboxing-ul care l-am făcut pe canal, să vedeți și voi în mare parte ce am eu, ce mi-am cumpărat nou, pot să spun. Și dacă v-a plăcut, ce am făcut eu, acest mic unboxing, că am filmat cam mult, nu uitați să apăsați butonul de like, să strângeți și noi, nu știu, cât mai multe like-uri la acest videoclip. Și dacă nu sunteți abonați la canal, abonați-vă și apăsați pe clopoțel ca să primiți notificări în momentul când eu postez. În descriere o să aveți site-ul de unde le-am cumpărat eu, dacă vreți să vi le cumpărați și voi. Și cam atâta cu acest unboxing, vedeți și voi cât de tare s-au căștile. Deci s-au foarte tare și astea mie îmi place lucrul ăsta, pentru că mie îmi place să audă tare în căști. Așa sunt eu nebunit, să audă tare. În fine, nu mai contează lucrul ăsta. Cam atât cu acest unboxing. Cu voi a fost Liviu Mania, ca de obicei. Sper că v-a plăcut. Oricum, setup-ul nu e acesta, să nu credeți că e acesta, pentru că ăsta, cumva, cred că o să-l arunc. Sau o să-l pun în cutia lui, dacă mai găsesc cutia lui. Sau văd eu ce-i fac. Și o să scăpăm de el, pentru că o să vină un nou calculator mult mai bun decât acest laptop. Oricum a fost bun la vremea lui. Haideți că m-am lungit prea mult. Are cumva, să vă spun, un Intel, procesorul are decât 4 GB de RAM. Deci cam atât, cam atât e bun la el decât RAM. Procesorul e varză și placa la fel. Bun, cam asta a fost acest mic unboxing pe canal. Sper că v-a plăcut. Sper să vă abonați în continuare la canalul meu dacă nu v-ați făcut-o. Și sper să apăsați butonul de like, să strângem și noi, nu știu, măcar 20-30 de like-uri pentru încercarea mea de unboxing. Eu zic că a ieșit destul de ok. Setup-ul o să-l fac în momentul când îmi cumpăr calculator. O să facem un unboxing la calculator. Probabil atunci o să iau pe cineva, un prieten sau, nu știu, găsesc eu pe cineva să mă ajute cu filmarea. Pentru că e foarte greu să filmezi cu o mână și cu o mână să desfaci și să aranjezi astea la locul lor. Și aici, pe biroul ăsta care mi l-am cumpărat, o să vină calculatorul. Și astea, tastatura normală la locul ei, toate la locul lor, și atunci o să facem un unboxing undeva mai lung, în care o să vă arăt și calculatorul și setup-ul nou care o să-l fac cât de curând. Cam atât, fraților, cu voi a fost Liviu Mania, sper că v-a plăcut, cum am spus, acest mic setup, mic unboxing, și ne auzim, bineînțeles, data viitoare la un nou clip pe acest canal. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest unboxing. Pa, pa!